Bună dimineața! Textul de astăzi se găsește în 2 Samuel 5:10. David ajungea tot mai mare și Domnul Dumnezeul oștirilor era cu el. David, umilul păstor din Betleemul lui Iuda, ajunge acum rege la Hebron, marea cetate. Și acum Dumnezeu din nou și din nou îl ajută. El ajunge tot mai mare. Să încercăm să înlocuim cuvântul și cu deoarece. David ajungea tot mai mare, deoarece Domnul Dumnezeul oștirilor era cu el. Aceasta este cheia succesului regelui. Dar oare de ce era susținut de cel atotputernic în permanență? Există câteva condiții pentru a avea aceeași relație cu Dumnezeu pe care o avea David. Să privim mai atent. Acest om era cu inima curată și avea credință. Aceste calități trebuie să le posedăm și noi. În afară de acestea, mai ales trebuie să avem răbdare pentru a aștepta această creștere duhovnicească. Iar Domnul își va împlini făgăduința sa și cu noi. De aceea, mesajul de astăzi este: fii răbdător, cu inima curată și credincios. Fie ca Domnul Dumnezeul oștirilor să alunge ispitele și să aducă pace și creștere sfântă în sufletul tău, azi și întotdeauna în veșnicie. Amin.